Bună ziua! Bine v-am găsit la analiza euro-dolar bazată pe acțiunea prețului. Ieri am avut parte de un nou maxim la 1.2819, 1.2820, după care o retragere către 1.2764. Ei bine, în cazul în care vom avea o nouă depășire peste maximul actual, vom observa că trendul va fi în continuare unul ascendent, iar prețul va încerca să retesteze următoarea rezistență de la 1.2882. În caz contrar, o închidere pe sub 1.2764, și anume acest minim local, ar putea duce la noi minime înapoi către 27.25 sau poate, cine știe, chiar 1.2690 în zona aceasta. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare!